aduce un scurt cuvânt în seara aceasta pentru zidirea sufletească din Iosua, capitolul 5, versetul 13. Descoperirea dumnezeiască, spune aici cuvântul Domnului, dar o să-L numesc Iisus cel mai puternic viteaz. Că așa este. Nu este altul mai puternic. Nu știu ce viteaz ai cunoscut în istorie, în filme, depășește pe orice viteaz. Este cel mai puternic viteaz, cel mai puternic luptător care l-am cunoscut vreodată. Este Iisus, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Glorie Lui! Dar este așa de bun și de milos că și-a dat viața pentru noi. Și în seara aceasta este prezent aici. Și ne onorează prezența. Aleluia! Glorie Domnului Iisus! Spune în felul următor. Pe când Iosua era în Ierihon, versetul 13, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu, Domnului Său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis cu Iosua, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Amin. Deja când mi-am spus încălțămintea de la picioare, pentru că pantofii puțin mă deranjează din cauza aceasta, dar așa, acest loc este sfânt. Locul acesta l-a plătit Domnul Iisus cu sângele Lui. Măriți să fie Domnul! Câteva idei și voi cânta cu ajutorul Domnului și al nostru câteva cântări mai vechi. Adică este și fratele nostru de aici, să ascunde și ceva cântări din acestea. Bineînțeles că eu nu sunt cântăreț, dar cântăm așa cum i-a dat Dumnezeu, să cântăm spre slava Domnului. Uitați-vă la cuvântul Domnului. Era vorba după ce Iosua preluase el conducerea, că Moise plecase la Domnul, intrase în Iordan, trecuse de Iordan și trebuia să cucerească Ierihon. Ierihon, o cetate puternică, cu ziduri puternice. Și nu intru în amănunt. Dar era o cetate puternică și trebuia să o cucerească. Iosua probabil se gândea cum să cucerăm noi cetatea aceasta. Cu ziduri așa de puternice, care le avea cu post puternice, că atunci erau post, ziduri, armată puternică. Ce voi face? Și vreau într-o dimineață, el se gândea cum să facă. Și pe când stătea el, spune versetul 13, pe când Iosua era lângă Ierihon și se uita, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui. Un om stătea în picioare înaintea lui. Era vorba despre căpetenia oștirii Domnului și știți cu toții că în Vechiul Testament era Domnul Iisus. El reprezenta căpetenia oștirii. Pentru că mai târziu vedem că îi se închine Iosua. Și nu putem să ne închinăm la îngeri decât lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus este Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Văzându-l, stătea în picioare omul acesta. Frați și surori. Domnul Iisus a rămas în picioare. Și împărăția Lui va rămâne în picioare. Amin? Împărăția Lui spune darul în Daniel 6:26. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției, când a văzut pe Daniel că l-au mâncat leii în groapa cu lei și Dumnezeu i-a închis gura și Îngerul Domnului a fost acolo, a zis, poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, că cel este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic, împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea
sfârșit. Împărăția nu va avea sfârșit. Va tăinui. Când va ține cerul și pământul veșnic, Dumnezeu și împărăția Lui va rămâne în picioare. Amin. Și noi vom rămâne în picioare. Aleluia. Chiar dacă nu sunt întrântiți, loviți, Domnul este cu noi. Și vom rămâne în picioare. Lăudați să fie Domnul. Dacă seara aceasta ești căzut, ridică-te și stai în picioare. Vorbesc spiritual. Rămâi în picioare, pentru că acest om care era Domnul Iisus, că pe tine a oștirilor, spune un om care stătea în picioare înaintea Lui. Stătea în picioare, nu stătea jos. În al treilea rând, uitați-vă, spune cuvântul Domnului și iată că era un om, stătea în picioare înaintea Lui cu sabia scoasă. Dar vedem la acest om, dacă vedem iau știrilor, că era cu sabia scoasă. Era înarmat. Și spune despre sabia Duhului, care este cuvântul Lui Dumnezeu. Spune despre el că din gura Lui ieșea o sabie cu două tăișuri. Este vorba de cuvântul Lui Dumnezeu, de sabia Duhului Sfânt. Și spune din Galateni, stați gata, dar. Și înarmați-vă cu toată armătura. Stați gata doar. Stătea în picioare omul acesta. Și cuvântul Domnului spune că era înarmat. Domnul să ne dea putere să ne înarmăm în seara aceasta. Toată armătura. Lancoșa de prigăniu. Bâlul adevărului. Scutul credinței. Râvna Evangheliei păcii. Coiful mântuirii și pe deasupra spune să facem rugăciune tot timpul. Doamne, dă-ne putere. Să fim și noi la pază. În al treilea rând, cuvântul Domnului spune și iată că un om stătea în picioare înaintea Lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și spune, scoasă din teacă în mână și s-a dus spre el. Era gata de luptă, frați și surori. Stătea în picioare cu sabia scoasă din teacă în mână. Și era înarmat și stătea gata de luptă. Era gata de luptă. Pe lângă aceasta, era gata de luptă. Era un vitiaz. Fii și tu gata de luptă. În orice vreme, vitiază. Când vine ispita, când vine vrășmașul să te turbure, când vine păcatul, când vin problemele, stai gata, armat. Fii armat, dar stai și vechiacul, gata pentru luptă. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne ajute la aceasta. Iosua, când a văzut, era deosebit față de vrășmașii de ai lor, spune, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? Spune cuvântul Domnului, nu, și eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. El este căpetenia oștirii Domnului. El este general oștirii Lui Dumnezeu, Domnul Iisus. Nu sunt nici dintre voștri, nici dintre vrășmași. Nu sunt căpetenia oștirii Domnului. Știți că a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Domnul Iisus? Moartea, diavolul se folosea de ea, pentru că prin ascultare intrase moartea în omenire. Și toți care muriau, se duceau în iad. Dar El a venit pe pământ pentru aceasta să plătească, ca să aibă putere și asupra morții, și să-i se spune că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Căpetenia oștirii este Fiul Lui Dumnezeu, care i s-a dat toată puterea cer și pe pământ. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Vedeți? I s-a aruncat la pământ și s-a închinat. Dar
Dacă nu era Dumnezeu, nu accepta închinarea. Vedeți, a venit la Petru, Corneliu, și a pus să-i strigă și a zis, stai, liniștită, și eu sunt om ca tine. Îngerii nu aprobă, nu acceptă închinarea. Dar Fiul lui Dumnezeu acceptă închinarea. În ziua aceasta să ne închinăm lui. Amin. E mare lucru să te rog. Altă dată zicea Marta și Maria, Doamne, părinții noștri să se închină păcutele acestea. Tu cum zici să ne închinăm? Tu cum zici? Și el a zis, adevărați închinători sunt în Duh și în adevăr. Adică este roagă lui Dumnezeu. Nu nici fac crucea, alții nu știu ce fel se închină, dar Biblia spune că adevărata închinare este să te rogi lui. Păi de ce? Cum adică lui? El este o persoană, Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană sfântă și trebuie să stai de vorbă cu El. Să vorbești cu El, să te închini în Duh și în adevăr. Fie că strigi ca mine, fie că te rogi în tăcere, Doamne, închide-te. Fie că te rogi în odăița ta și stai și îi spui lui tot. Ca un prieten. Dacă nu știam că este așa, nu mă pocăiam. Dar am văzut că El răspunde la rugăciune, mă pune în odăița mea și mă rog, vorbește cu mine și eu vorbesc cu El. Și cum spunea fratele Marinu, își face o greșeală că nu spunem lui problemele noastre. Le întârzie și El le lasă așa, să facă, ce faci tu? Dar îi spui lui. Nu știi ce e gândit, mă, lasă, nu știe Dumnezeu problemele mele. Și le rezolv. Nu e așa. Domnul a zis, rugați-vă. Rugați-vă. Și când te rogi, El ascultă. Și vezi confirmarea Duhului tău. Și crezi că Dumnezeu te-a ascultat. Și Dumnezeu va lucra și vezi cum Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie numele Domnului. Acceptat închinare, s-a închinat, spune cuvântul Domnului. Și aceasta înseamnă că El este Domnul. I-a zis, ce spune Domnul meu robului său? Uitați-vă, un alt punct. Ce spune Domnul meu robului său? Dar știu că este Domnul. Și cuvântul Domnului spune mai departe, că pe tine au știut, a zis, nu sunt, că pe tine au știut Domnului și acum am venit. Acum am venit. Ce înseamnă aceasta pentru tine și pentru tine? Că El vine atunci când îl strigi, când e nevoie. Iosua nu mai știa ce să facă. Amintesc că atunci când fratele Cornel Pascăl, nostru fost Pascăl, a plecat la Domnul, eram la spital la urgență și mi-a venit acolo frații imediat. Ui, Onoriu și ceilalți. Dane, cum facem? Au rămas dintr-o dată blocat și am zis, trebuie să te ocupi. Am rămas la urmă, zis, Doamne, ce fac? Cum voi face? Cu înmormântare, cu priveghi. Era cu mult, dar noi, cum sunt frații. Toată responsabilitatea a căzut pe mine. Nu știam. Dintr-o dată m-am văzut fără... Nu știu cum să vă spun. Era greu de tot. Iosua era într-o situație din aceasta. Nu știa ce să facă. Era lângă Moise. Stătea în spatele lui și Moise se ocupa Dumnezeu prin Moise. Dar acum nu știa ce să facă. Era fața la Ierihon. Era un popor puternic. Și a venit Domnul și s-a prezentat și a zis, nu, eu sunt că pe mine au știut și acum am venit. Dar de ce veniți? Să vă ajute. Știi ceva? Când tu nu mai știi ce să faci, situația ta este grea. Vine El, aleluia. Vine El la tine. Vine El și intervine El la problema ta și îți dă putere să ai biruință și rezolvare. Că ce este că pe venia oștirii Domnului este vitează luptă și niciun război. N-a avut înfrângeri. Toate războaiele a câștigat Iisus Fiul lui Dumnezeu. Se va da ultima bătălie când va vine Anticristul și
toate împărățiile Pământului, China, America, URSS-ul, adică Rusia, se vor bate toate acestea și va veni Anticristul și va fi o luptă, armă de Domnul, va spune. Domnul Iisus va interveni și va nimici Anticrist. Și se va termina cu tot războiul de pe Pământ. Și va așeza împărăția lui Dumnezeu pe Pământ. Și va fi pace și liniște pentru totdeauna. Mărire lui. Dacă ești în situație de criză, prin credință vine El la tine în ziua aceasta. Aleluia! Iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului lor, a zis. În Matei 20. El este cu noi, frați și surori. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat. Domnul să fie lăudat. Căci El are toată puterea, toată autoritatea. El este Dumnezeu acceptat închinarea lui Iosua. La șaselea rând, acceptat închinarea. Căci El este Dumnezeu. Și la șaptelea rând, spune, și că pe tăria oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintea din picioare, în jocul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Dar nu mai spune mai departe, atât. Dar era de ajuns. Pentru că Domnul era acolo și El era rezolvarea. Aleluia! I s-a întâmplat cum i s-a întâmplat lui Moise. I-a spus tot același cuvânt. Frați și surori, imediat închei. În prezența lui Dumnezeu este sfințenie. Fiți foarte atenți. În prezența lui Dumnezeu când vii, este sfințenie. Serafimii strigau când a văzut Isaia în capitolul 6. Maghia lui umplea templul și a zis Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Când vii înaintea lui, te sfințești și tu, aleluia. Și seara aceasta, descalță-te de încălțămintea ta, vorbim spiritual, pe unde e călcat. În seara aceasta, când a trecut Ieri cu Filip, luase o cumă pe pantof acolo și intrase cu ea și mi-am curățat pantof acolo și mi-am salutat. Nu știu ce, probabil ai pe pantofii tăi, spiritual vorbind, pe unde ai. În seara aceasta curăță-ți încălțămintea în sângele Domnului, descalță-te, căci locul care stai este sfânt, aleluia! Știți, Dumnezeu iubește sfințenia, frați și surori, acolo în cerul vom sta în prezența lui Dumnezeu în sfințenie. Tu, ce faci? Cum umbli cu Dumnezeu? Ia o decizie nouă, până atentă, și umblă cu Dumnezeu. Și pocăiește-te, căci Domnul vrea să facă din tine. Și nu mai vreau să citesc, spune 2 Timotei, capitolul 2. Dacă cineva se curățește, devine un vas folositor. Adică, Pavel spune că vasul nostru este trupul acesta. Trupul nostru, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și El a turnat har, a turnat darurile care le avem. Să cântăm, să predicăm, să slujim, să dăruim din banii noștri. Și dacă cineva se curățește, adică cele de la Dumnezeu iertare, se pocăiește, se lasă de păcatele lui, intră înaintea Domnului, Domnul îl sfințește și îl folosește în lucrarea lui. N-ai vrea să fii folosit în lucrarea Domnului. Cine dorește lucrul acesta? Să ai aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul este în adunare. Acela care în Vechiul Testament era numit căpetenia oștirilor, în Noul Testament este Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a înviat dintre cei morți, aleluia. Moartea zicea că l-a biruit, Satan a zis, gata, am terminat cu el, lasă alineanu. Dar Domnul a înviat a treia zi. Și este Fiul vecii veșilor. Fiul luptător al Domnului, cum este și Domnul Iisus. Îmbracă-te cu toată armătura lui Dumnezeu. Și dus lupta până la capăt. Nu spune, nu mai pot. Domnul Iisus și-a pus crucea până la capăt și-a biruit. Care e crucea ta? Crucea spirituală, zicem. Adică o vară care o duce în fiecare zi. Domnul spune că El va duce cu tine crucea. Te va ajuta.
și nu te va lăsa nici cu urmă. Dar uite-te că la tatăl te așteaptă în Împărăția lui Dumnezeu ca să te odim cu El o veșnicie. El stă în picioare! Împărăția lui nu se va clătina niciodată, va sta în picioare. Și tu vei sta priveriță în picioare. Cine crede că stă în picioare, spune pe partea cealaltă, să aibă grijă să nu cadă atunci să te crezi. Nu, prin Domnul Iisus vom birui toată. Și vom fi biruitori pentru totdeauna. În numele lui Iisus. Amin. Domnul Iisus. Încercăm așa cum putem noi. Altfel. Să ne dăm câteva cântări scurte și facem o rugăciune. Ascultă, suflete dragă, azi te cheamă Dumnezeu să te întorci la El de grabă, ca să te duci din acasă. Încă o dată, hai să ne cântăm frumos. Ascultă, suflete dragă, azi te cheamă Dumnezeu.
să vii, să vii să ne mângâi. Pe acest moment să vii. Să
Lăudat să fie Domnul Iisus! Lăudat să fie Domnul Iisus! Haideți să-i mulțumim pentru seara aceasta și să ne credințăm în mâna Domnului. Doamne, să-i mulțumim!